Autoritățile județene au anunțat că, începând cu luna ianuarie 2018, programul de lucru cu publicul de la ghișeul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative se va modifica. Noul program este luni, marți și joi, între orele 8 și 12 și 13 și 15, miercuri de la ora 9 la ora 12 și de la ora 15 la ora 17:30 și vineri de la ora 8 la ora 13. Programul a suferit modificări numai la ghișeul de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș din municipiul Pitești, strada Victoriei, numărul 45. La ghișeele care eliberează certificate de cazier judiciar în teritoriu, respectiv la Câmpul Lung, Mioveni, Curtea de Argeș, Ștefănești, Costești și Topoloveni, programul rămâne neschimbat, respectiv luni, marți, joi și vineri de la ora 8:30 la ora 11 și miercurea între orele 15:00 și 17:30.